poate că să-i cităm pe cei care au participat acolo din documente, n-ar fi corect. Cred că și mai bine ar fi să auzim un reprezentant al Tineretului Național Liberal care a participat la eveniment atunci, lucrate cu care o să-i facă introducerea domnului Dinu Zanfirescu, președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comuniste și Memorie a Exilului Românesc. Trebuie să spunem bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cele ce le-ați auzit nu reflectă chiar întreaga realitate, așa că o să vă rog să-mi permiteți să vă spun niște lucruri asupra acestei manifestații. Dar poate mai bine ar trebui văzut care a fost contextul istorico-politic în care s-au desfășurat această manifestație, cred eu, cea mai mare până în 1987, cea de la Brașov, care a fost manifestație îndreptată, de fapt, împotriva regimului comunist, care se instaurase la 6 martie 1945. Deci, 8 noiembrie 1945, sigur că era o zi simbolică pentru că era ziua regelui. Situația din România, după 6 martie, între 6 martie 45 și 8 noiembrie 45, evoluase destul de neliniștitor pentru întreaga populație. Comuniștii începeau să-și impună punctele de vedere, evident, sfătuiți îndeaproape de sovietici. Erau dublați, practic, în toate ministerele de consilier sovietici, miniștrii respectivi, începuse un fel de, așa zisă, expropiere, dar care era cu totul așa, haotic făcută. Se creau comitete de expropiere de către agitatori trimiși de la orașe, așa zici muncitori, dacă legnați de puținii membri de partid care existau atunci. Nu trebuie să vă spun, probabil că știu. S-a făcut răsturnarea regimului Antonescu în România. Zeci de membri ai Partidului Comunist din România, așa cum era intitulat, și care erau înregistrați în arhivele siguranței de atunci. Există documente, nu au fost mai mulți. Sigur, până la 6 martie, datorită unor presiuni, datorită unui anumit spirit din care anima o parte din populația mai nefericită din țara asta, numărul lor a crescut prin promisiuni, prin șantaje, mă rog. Deci puteau să facă o serie de presiuni. Nu trebuie uitat că între 23 august, 6 martie și chiar mai târziu, armata sovietică ocupa România, practic. Era o armată de ocupație, deși se crease, se semnase un armistițiu și existau armata sovietică împreună cu armata română, lupta pentru eliberarea Transilvaniei și dincolo, în Ungaria și în Cehoslovacia și chiar în Austria. Deci era în această perioadă era încă așa o situație destul de încordată în țară. Pe de altă parte, erau eforturi deosebite de sovietizare și rusificarea României. Pe arterele principale din București existau megafoane unde se transmitea emisiune "Învățați limba rusă cântând", de exemplu. Care era, în fine, o aberație, pe urmă le-au scos pentru că lumea se prăpădea de râs pe stradă când auzeau aceste emisiuni. Reprezentanții partidelor democratice de atunci, cel mai mare partid de atunci, Partidul Național Țărnesc și, pe urmă, Partidul Național Liberal și o parte din Partidul Social Democrat care, mă rog, se rupsese cumva de comuniști, care era o anexă a
devenise o anexă a Partidului Comunist, Partidul Social Democrat, deci o parte se rupsese, o parte destul de mică, cu președintele ei de atunci, Constantin Titel Petrescu. Deci, fruntașii acestor partide recte, Iuliu Maniu, Dinu Brătianu și Titel Petrescu, s-au adresat puterilor aliate. În afară de sovietici, sigur că România, pe acea vreme, nu avea o suveranitate deplină. Se afla sub imperiul unei comisii aliate de control, de fapt sovietică, dar existau reprezentanți americani și englezi, care însă aveau un rol mai mult de, așa, de fantezie, ca să nu spun altfel. Nu aveau nicio influență. Dar oamenii ăștia s-au plâns lor, domne, uite ce se întâmplă, tot felul de abuzuri, tot felul de lucruri care se întâmplă, se încalcă întru totul orice fel de normă de drept. Aceste plângeri au ajuns, bineînțeles, și la guvernele respective, în special la guvernul american. Președintele Roosevelt, care a fost președintele Statelor Unite în timpul războiului, murise, a venit un nou președinte, Harry Truman, care s-a arătat ceva mai, să-i spunem, curajos într-un fel față de sovietici decât fostul președinte Roosevelt, care, nu, în fine, el, scopul lui era să, practic, să distrugă Imperiul Britanic și împreună cu Stalin se punea de acord cum să facă treaba asta mai repede. Există documente care atestă tot ce vă spun. Deci, România se afla în această situație. Ca să aibă o ilustrare a spuselor reprezentanților democrați din România, președintele Truman și-a trimis un prieten ziarist, Mark Ettrich, pe numele lui, care era corespondent la unul din marele cotidiene americane, ca să vadă care e situația în Bulgaria și în România și să-i raporteze lui care este situația. Sigur că trebuie să venim puțin în urmă, tot în acest context istorico-politic, pentru că în februarie 45 a existat conferința de la Ialta. Basmele românilor spun, domnule, România a fost vândută la Ialta. Este o minciună, la Ialta nici nu s-a pronunțat cuvântul România. La Ialta, din potrivă, s-a prevăzut ca în țările, așa zise, liberate de către aliați, cele mai multe erau de către sovietici, era România, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, Cehoslovacia. Deci în țările eliberate de aliați să se efectueze alegeri libere și până la efectuarea alegerilor să se constituie guverne de largă concentrare, cum se spunea, națională, în care să fie reprezentate toate partidele democratice. Ori această prevedere de la Ialta, pe care și Stalin o semnase, evident, nu s-a ținut cont de ea. În prima încălcare a fost la 6 martie 1945, când s-a impus regelui Mihai guvernul Petru Groza de către sovietici, cu presiuni extraordinare. Trupele sovietice erau aici, eram ființam pe vremea aceea, trebuie să vă spun, înainte de a fi instaurat acest guvern, aviația rusească trecea așa la joasă altitudine deasupra palatului, tancuri rusești treceau pe Calea Victoriei, prin fața palatului, și tot felul de presiuni, evident, oameni care erau trimiși de către Stalin. Persoana care era însărcinată era atunci ministrul adjunct de externe al Uniunii Sovietice, Andrei Ianuarie Jușinski, fost procuror în procesele staliniste, și care, mă rog, îl amenința pe rege cu tot
felul de, de în fine, că va, va fi ocupată România, nu se va ține cont de convenția de armistițiu și așa mai departe. Deci regele a fost obligat într-un fel să accepte acest guvern. Deci, între perioada între 6 martie și 8 noiembrie, lumea, în general, opinia publică din România ajunsese la un fel de disperare, ca să spun așa. S-a profitat de ocazie, că era ziua regelui, și conducătorii partidelor democratice, în special Maniu și Brătian, au decis să se facă niște manifestații în favoarea regelui. Sigur că era ziua lui. Dar ce reprezenta regele atunci? Regele reprezenta o continuitate românească, o legitimitate românească și o legătură cu tot trecutul României. El nu fusese amestecat în politica din perioada războiului, unde Antonescu îl ținuse total deoparte de toate deciziile politice. Era un sistem totalitar, dictatorial. Așa că el reprezenta, într-adevăr, în ochii oamenilor și mai ales în ai tineretului de atunci, așa un simbol. Pentru noi, regele Mihai a fost un simbol extraordinar, adică ne anima. Era un rege care mergea pe stradă, se vedea, trecea la volanul mașinii, nu, lumea l-aclama când trecea, se oprea la stop, nu era cu cortegii de genul ăsta, cu bodyguard și cu tot felul de prostii care le vedem astăzi pe stăzile Bucureștiului. Nu avea bodyguard atunci? Poftiți? Nu avea bodyguard atunci? Nu avea. Nu avea nevoie. Nu avea nevoie. Da, vă rog. Confirm că nu avea bodyguard sau cel puțin cei de astăzi au prea mulți. I-am făcut o invitație la această instituție neoficială cu bloggerul președintelui Traian Băsescu. Așa. Iar, domnule, vreau să participăm la noi. Sigur, dacă faceți ce vreți și... Sigur. Singura condiție care vă pun este să veniți fără SPB. Da. Da. E, mă rog, oameni și oameni, nu? Deci, asta era cam momentul respectiv. Cele două mari partide de atunci s-au organizat diferit pentru această manifestație. Concepția Partidului Național Țărănesc era să se vină în grupuri mici în piața Palatului și să se manifesteze în piața Palatului pentru rege. Partidul Național Liberal avea o altă părere. La Partidul Național Liberal, organizatorii principali ai acestei manifestații au fost Mihail Fărcășanu, care atunci era președintele Tineretului Liberal, Radu Câmpeanu, care era președintele Tineretului Universitar Național Liberal, și încă câțiva, Ion Sândulescu, care era șeful Capitalei și așa mai departe. Concepția liberală era să se întunească la sediul partidului, care pe vremea aceea se afla pe strada Cea Rosetti numărul 36, avea o curte mare în spate, unde să se adune o serie de oameni și să se facă coloane care să meargă de la sediul partidului până în piața Palatului. Și acolo urmau să se întâlnească toți oamenii, în afară de oamenii care aparțineau de aceste două partide, oameni, în fine, fără de partid, cetățeni ai Bucureștiului care veneau să manifesteze pentru rege și implicit, sigur, împotriva sistemului care se instaura. Se convenise să nu se lanseze lozinci ostile pe față sau antisovietice. Ce aș vrea să vă spun? Pe vremea aceea eram elev la liceu, eram elev la liceu Spiru Haret. Noi eram foarte, motivați, generația din care am făcut parte,
Și trebuie să vă spun că la această manifestație se pare că am 25% din numărul manifestanților la cele două partide, 25% au fost elevi. Au fost mulți studenți, bineînțeles, și de fapt a fost manifestația tineretului din această țară, pentru că în afară de oameni din București au venit și din alte părți. Nu înseamnă că și în alte orașe, în câteva mari orașe au mai fost manifestații în aceeași zi, la Ploiești, de exemplu, destul de important. Deci, ce se întâmpla? Noi, cu câteva zile înainte, eram cât de cât ne organizasem și noi, nu în cadrul partidului. Pe vremea aceea nici nu eram înregimentat în Partidul Național Liberal. În licee aveam contacte cu unii cu alții. Ni se spusese în Sfântul Mihail și Gavril, era o zi de sărbătoare, nu se lucra. E, guvernul Groza a decis să se lucreze ca să țină oamenii în întreprinderi, în universități sau în școli. Ne-am decis să nu mergem la școală. Pur și simplu. Și ce să facem? Cum să împiedicăm asta? Păi, în fine, fiecare și-a, am adus câte un lanț, dar asta la mai multe licee. La liceele mari, Mihai Viteazu, Spiru Haret, Cantemir, Gheorghe Lazar, Sfântul Sava, unde am pus pur și simplu un lanț la poarta liceului și am pus lacăt. Și am plecat în Piața Palatului, spre Piața Palatului. Asta vă spun așa, faptul în sine cum s-a petrecut. Trebuie să vă spun că toate străzile de acces către Piața Palatului, la ora 6 dimineața, erau blocate de cordoane de militari, de armată. Pe stradă nu se putea circula, adică era circulația interzisă, erau mitraliere în baterie puse către eventualii oameni care vreau să treacă, deci nu se putea trece. Pe trotuar, așa ca pieton, sigur că puteai trece, dar niciun fel de vehicul nu putea trece. Asta era general situația. Partidul Național Țărănesc, și pe vremea aceea aveam mulți prieteni în cadrul tineretului țărănesc, se stabilise așa, pe grupuri mici să ne adunăm. Mi-aduc aminte, pe lângă Biserica Luterană, pe strada Știrbei Vodă. Băieți, fete, din licee, mai erau și unii mai mari și câțiva studenți. E, am ajuns acolo, dar am început să ne încolonăm. Era un ofițer de acolo, comandantul acestui pluton care interzicea trecerea. Păi nu, n-aveți voie să treceți. Păi, dar atunci cum te... Că mergem și noi la plimbare. Că, na. Păi zice, uite, vă învăț eu, spune sublocotenentul ăla. Mergeți pe trotuar ca la plimbare, luați o fată de braț și mergeți. Și așa am pătruns câteva sute de tineri care erau din tineretul țărănist în Piața Palatului, în jurul statuii lui Carol I, alta decât mizeria care e acum acolo. La Partidul Liberal a fost alta concepția, ca să se, cum v-am spus mai devreme, să se organizeze în cadrul sediului partidului, în curtea acestui sediu, coloane de câte 20 în frunte, de o parte și de alta câte un tânăr mai vânjos, așa, cu stegulețe. Erau stegulețe de hârtie tricolore, cu un suport, în fine, așa mai grosuț, puțin, și care să nu lase să intre în cadrul coloanelor oameni din afară. Bun. La liberal, deci, a venit Dinu Brătianu, a ținut un speech în fața, erau vreo 2000 de tineri acolo, asta nu am fost de față, dar mi s-a relatat.
eram deja în Piața Palatului și au plecat de acolo mai târziu, așa, către 9, au plecat de acolo, au trecut printr-un filtru din ăsta militar, pur și simplu au spulberat, adică s-au dat aia la o parte. Deci din strada aceea Rosetti au intrat pe bulevardul actual Bălcescu, au mers către universitate, au trecut prin fața universității, prin fața statuilor, au cotit formă pe Calea Victoriei pe la cercul militar și aceste coloane de liberal, care erau inițial vreo 2000, au început să se afilieze oameni de pe stradă. Trebuie să știți că pe bulevardele astea circulau tramvaiele. Tramvaiele s-au oprit, lumea cobora din tramvaie și se intra în coloane. La anumite instituții, cum era Palatul Telefoanelor, au coborât funcționare, că erau într-un fel de uniformă, așa, verzuie, vernil. Au intrat în coloane, oameni care intrau în coloane așa, în mod voluntar, și era o lozincă, toți românii la palat, toți românii vin cu noi. Noi deja eram o serie de câteva sute de persoane în jurul statuii lui Carol I, cum v-am spus, și pe la înainte de ora 10 a început să lansăm niște lozinci. Lozinca principală era Regele și Patria. Ce mai era? Libertate și Dreptate, Anglia și America și atâta. Da, în special Regele și Patria, și a fost lozinca lansată cu ocazia asta, așa, toată lumea, Regele și Patria. La un moment dat, dinspre Atene Palace, de pe Calea Victoriei, au început să apară o serie de camioane, platformă, așa, erau deschise, care erau înțesate cu, așa zici, muncitori, care stăteau așa în picioare, acolo, cu o insignă care era CGM, Confederația Generală a Muncii, care erau, de fapt, activiști comuniști, și care au venit și au început să ne preseze în jurul statuii, făcând cercuri tot mai strâmte, adică am intrat pe soclu, nu știu cum să vă spun. În momentul când lucrurile deveneau destul de, în fine, neplăcute pentru noi, au venit dinspre Biserica Crețulescu, de pe partea cealaltă, coloanele liberale. Coloana, de fapt, liberală. Întâi s-au auzit așa mare vacarm, că strigau și ăștia lozind și veneau niște mii de oameni. În momentul respectiv, unii dintre noi care eram acolo, și știu chiar pot să numesc pe un Ion Tănăsescu, care s-a repezit la camionul cel mai apropiat împreună cu alții și l-au răsturnat, că nu mai putea înainta, pur și simplu. Ăia săreau așa din camion, încă un camion a fost răsturnat și i-a dat foc la ambele camioane. Între timp veneau aceste coloane liberale și s-a făcut, în fine, s-au unificat toate lumea asta de acolo. Între timp însă eu am fost arestat. Arestat, m-a luat un civil, așa, aproape pe sus, foarte solid, m-a dat în primire unor milițieni, sergenți de stradă, erau pe vremea aceea, nu era încă miliție, și am fost dus în prefectura Poliției Capitalei, în subsol, unde mai erau arestați, și spun așa, câteva zeci de persoane, tineri în general, unde mi-am întâlnit și vreo doi colegi, vreo câțiva prieteni. Asta este ceea ce am văzut eu și ce, pe urmă, o să vă povestesc și din alte relatări. Deci am ajuns acolo, am stat până seara, toată noaptea, ajunsesem să fim cam 150 de persoane acolo, înțesați, când nu mai aveam loc, așa, stăteam unul lângă altul ca sardelele. Și pe la 4 dimineața
a venit o dispoziție, domnule, îi transportăm de aici. Și ne-au băgat ăștia cam 150 în 2 sau în 3 autobuze din care fusese răscoase scaunele și eram cam 60-70 în fiecare mașină. La ușile de intrare era câte un tip civil cu pistol mitralier pe burtă și ca să auzim noi bine, zice, dacă încearcă vreunul să fugă, îi împuși pe toți. Noi credeam că ne vor deporta în Uniunea Sovietică. Asta aveam noi credința. Și au ieșit autobuzele astea pe Bulevardul Elisabeta, pe la statuia Cogălnicianu. Existau la principalele încrucișări de străzi mitraliere, puse soldați, în fine, erau măsuri foarte stricte. Și până la urmă am ajuns în spatele actualei Academii Militare, într-un se chema Școala de Război, erau niște baracamente care fusese abandonate de armata germană, fusese încartiruiți niște militari germani acolo și fusese preluate de divizia sovietizată Tudor Vladimirescu, compusă din prizonieri români căzuți pe frontul de est și care o parte fusese resovietizați, comunizați de reprezentanții Partidului Comunist din România, care se aflau atunci în pension la Hotel Lux din Moscova. Ana Paucăr, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Alexandru Bârlădeanu, Tismanețchi și Walter Roman și încă alții. Și acești bravi ostași, care erau de fapt în uniformă rusească, numai că aveau un ecuson tricolor pe care se numea TV, Divizia Tudor Vladimirescu. Și am fost băgați acolo într-o sală mare, sală foarte mare. Peste vreo oră am mai adus vreo 150 care erau arestați, ținuți în altă parte. Erau vreo 300. Dar stăteam tot așa, ca sardele, nici n-aveai loc să te așezi. Nu era nimic altceva, stăteam așa într-o sală. Ferestrele erau deschise, era destul de cald, deși era noiembrie. În fața fiecărei ferestre era o mitralieră către noi, pusă în baterie. Și dimineața, pe la 10, a venit comandantul adjunct al acestei divizii, care era locotenent colonel Maltopol, pe numele lui, care ne-a abordat, bestii rebele, ce ați făcut, o să dați seama, și așa și pe dincolo. Zic, gata, dar acum plecăm pohodna Sibir. Am stat acolo câteva zile, vreo 4-5 zile. După acest răstimp a venit o delegație a justiției militare. Era un uniform, niște uniforme Blue Marine, așa, și au cerut niște declarații fiecăruia. Au fost eliberați cei mai mulți. Am rămas vreo 50 care ne-au dus la penitenciarul Jilava. Eram și eu printre ei, unde am stat până în 9 sau în 10 decembrie, deci cam o lună. Și ne-au eliberat pur și simplu de acolo, fără nimic, fără altă discuție. Asta e ceea ce mi s-a întâmplat mie și altora care au fost arestați. Între timp, manifestația, evident, după ce fusem arestați, a continuat. Sigur că au fost oareșcari violențe, în afară de răsturnarea celor camioane, erau niște sedii ale unor organizații apropiate de Partidul Comunist, Apărarea Patriotică se numea, sau Uniunea Patrioților. S-au spart reclamele, vitrinele lor, firmele respective, dar la un moment dat reprezentanții tineretului, în special cel liberal, au spus, domnule, noi putem să ocupăm instituțiile publice cu populația asta.
Dar s-au pus de acord Iuliu Maniu și Dinu Brătianu ca lucrurile să se liniștească, lumea să intre, să se întoarcă acasă și să nu se facă niciun fel de agitație sau să acte de violență. Și oamenii au început să se retragă. Cei liberali au venit din nou la sediul partidului, din nou Dinu Brătianu le-a ținut un speech acolo și s-au împrăștiat. Seara însă, vreo 200-300 de persoane care făcuseră parte pe vremea din mișcarea legionară s-au încolonat și au venit până la prefectura de poliție, unde s-au auzit și focuri de armă. Eram acolo, s-auzeau cum unele proiectile ricoșau pe pereți, pe ziduri. Dar a durat foarte puțin și probabil că au fost respinși, însă niciun arestat dintre ăștia. Asta a fost faptic ce s-a întâmplat la 8 noiembrie. A fost o manifestație efectiv politică, dar a fost o manifestație, sigur, că pentru regele Mihai și pentru libertate și pentru democrație în această țară. Lucruri care erau total călcate în picioare, începuseră să fie călcate în picioare atunci. Regele nu se afla în București în momentul ăla. Am auzit tot felul de relatări, că a apărut regele în balcon. Nu, regele era la Sinaia. N-a fost în București și a fost chiar sfătuit să rămână acolo ca să nu dea loc la, mă rog, să se interpreteze că ar încuraja o eventuală răsturnare prin forță a regimului. Că trebuia ținut cont că totuși țara era ocupată de armata sovietică. Și urmarea a fost că încet, încet s-au fost convinși și sovieticii că ar fi bine să se facă niște alegeri în România. Dar astea s-au petrecut abia peste un an de zile, abia în 46 și mai e cu totul altceva, alt capitol care nu e cazul să discutăm acum despre el. Însă, altfel, ca rezultat practic, în afară de dragostea arătată față de rege și niște arestări care, mă rog, nu au fost ele chiar atât de crunte, de fapt, nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică, cu toate, de fapt, șefii partidelor democratice au vrut să arate conducătorilor occidentali care este starea de spirit a opiniei publice din România. Și asta s-a realizat. Ei au fost încunoștințați și trebuie să vă spun că din documentele americane reiese că ministrul de externe Burns era atunci, James Burns, a ținut raportul acestui Mark Ettrich care venise în București, dar a venit două zile după manifestație, l-a ținut o lună în sertar înainte să îl predea președintelui Truman. În timpul manifestației însă este bine de știut că de la hotelul Atene Palace toate balconele erau ocupate de membri ai acestei comisii de control americani și englezi care observau cum s-a desfășurat această manifestație și, mă rog, sigur că au fost scene, de exemplu, în ziua respectivă se schimba garda la palat. Lumea entuziastă, militarii îi luau pe brațe, îi purtau ofițeri americani, erau, fotografiau și așa mai departe. Erau ceva mai active atunci în privința asta americanii decât mai târziu când, în fine, n-au mai susținut în niciun fel de aspirații, niște revendicări și o revenire la un sistem democratic. Până foarte târziu.
Deci cam asta a fost, în fine, o relatare a unui participant care pe vremea aceea avea 16 ani. Ce mai țin minte. Vă mulțumesc.